Dacă rațiunea mai poate ajuta la ceva, ar trebui să rugăm să nu ne permită să ne obișnim cu starea de teroare, crede următoarea mea invitată. Cu Radmila Popovici discutăm în continuare. Bună seara, binevenit! Bine v-am găsit în acest anturaj atât de casnic și acasnic. Da, mulțumim, mulțumim. Sper să te simți bine aici, iar ceea ce ziceam la început este ceea ce am extras dintr-o postare a ta. Da. O postare despre război și ca multe dintre ele, practic toate, sunt în această perioadă pe pagina ta de Facebook. Sunt destul de sumbre. Și de ce am extras-o pe asta? Pentru că să știi că pe mulți am auzit exact spunând că au trecut două luni și ceva, cumva ne-am obișnuit deja sau cel puțin ne-am adaptat la ideea asta că există război, că asta se întâmplă și ne vedem în continuare de viață. Cum e pentru tine? Și de ce crezi că nu ar trebui totuși să ne obișnuim cu gândul ăsta? Da, tu ai citat aproape citatul, dar eu țin să menționez că am vrut să accentuez chiar și atunci când am scris aceste rânduri pe pagina mea de Facebook, că noi ne obișnuim și cu binele, de aceea la un moment dat nu mai știm să-l prețuim. Așa de aici pornește. Ne obișnuim cu oamenii din preajmă, cu oamenii dragi care la un moment dat, tocmai de aceea când ne-am obișnuit, nu mai sunt atât de dragi. Da. Și uite că la fel ca gândacii de bucătărie ne obișnuim și cu toxinele și cu relele și parcă chiar ne-ar atrage, pentru că mă uit că atunci când sunt două știri, una frumoasă și una de groază, lumea se duce buluc la cele de groază. Cred că avem în psihicul nostru care n-a evoluat odată cu tehnologiile. Eu totdeauna zic că cel mai greu se mișcă în evoluția sa omul. Altfel nu am trăit astăzi teroarea unui război în secolul 21, în care se fac de acum drumuri în cosmos. Așa e. E timpul să ne cumpărăm bilete dus întors sau numai dus pe alte planete. Noi încă scoatem armele, da. Noi scoatem armele din secolul trecut. Ce nebunie. Și acest lucru nu are cum să nu te doară, mai ales atunci când ai ce pierde și ai pe cine să pierzi. Întotdeauna te gândești la ce e mai rău, pentru că așa suntem construiți, mai ales fiind mame, avem și acest instinct care, cum spuneau bunicile noastre, copii să ai, mamă să nu fii. Numai cel care nu a petrecut nopți albe și nu a smuls din cap pumn de fire de păr atunci când copilul se îmbolnăvește sau ceva se întâmplă, nu știe ce înseamnă să dai viață. Că dacă acești băieți tari ar ști cum e să naști un copil, cum e să-l crești, poate nici nu ar recurge la acest măcel. Eu îi zic măcel, pentru că 25.000 de soldați hai să zic, ai armatei cotropitoare, dar nu contează, sunt vieți omenești. Așa care e. Puteau să construiască. Iar ele zac și poate putrezesc și poate le mănâncă câinii pe câmpuri. E o chestie pe care, alături de care poți să treci? Nu. Deci trece prin tine dacă ești încă om. Dacă ești mașină, atunci da. Poate nu te atinge. Să știi că exact asta ziceam și eu, până când am văzut inclusiv declarații, sau mă rog, apeluri înregistrate ale mamelor din Rusia, mame ale soldaților care găsesc o explicație și o motivație, sau mamele care și-au văzut ieri copiii de 9 mai îmbrăcați în tancuri blindate și așa mai departe, ceea ce mi se pare la fel. Dar nu numai mamele din Rusia. Eu ieri am avut nenorocul să ne meresc în calea acelui flux de oameni care nici nu vreau să zic că strigau, dar urlau pobeda mânați de niște ghizi care mi se păreau atât de falși. Și mă uitam la chipurile acelor oameni și căutam în ei, în acele chipuri sau pe acele chipuri, Înțelegerea lor. Dacă ei pricep ce fac, unde au venit, de unde au venit, pentru ce și pentru cine mai ales.
Și auzeam că se aude și nu poți să ascunzi. Hai mai repede, când mai repede, să ne ducem mai repede acasă, la așa am venit. Deci exact acest limbaj. Și îmi dădeau seama, dar cine te-a... Pe de altă parte, nu vreau să judec pe nimeni. Pentru că poate eu, tu și cei ca noi au avut și au norocul să consume informație sănătoasă. Uh-huh. Așa cum mănânci și mâncare sănătoasă, la fel e și cu informația. Să fii hrănit, pentru că în casă, în familie, ești hrănit și cu informație sănătoasă. Eu am crescut cu cărțile de jur împrejur. Tatăl meu a fost pedagog, mama a lucrat la librărie, deci e un lux să crești într-o astfel de familie. Te-ai pornit sau te-au pornit pe drumul drept. Și altceva e să nu ai parte de oameni care să-ți dea sfaturile potrivite la timpul potrivit și trebuie să înțelegem și pe acei oameni. Pentru că noi, separându-ne de ei, de fapt, creăm această prăpastie între noi și ei, imediat dezbinându-ne și ajungând tot noi victime ale acelei mulțimi care nu știe ce face, nu știe încotro merge, se lasă mânată ca o turmă. Și e foarte trist, pentru că sunt și ei oameni. Și dacă am avea mai multă empatie și mai multă dragoste în noi, ca să împărțim pe cât se poate, pe cât se poate și cât nu e prea târziu, pentru că propaganda și spălarea pe creier este o altă armă și poate mai nocivă, pentru că ea se întâmplă deja în interiorul nostru. Ea creează în interiorul nostru războiul care se exteriorizează la un moment dat. Da, așa zic și mulți analiști, că este, pe lângă faptul că este un război cu victime umane, este un puternic război informațional și psihologic. Asta se întâmplă. Vreau să te întreb, ce scrii în această perioadă? Scrii despre război sau încerci să nu? Eu întotdeauna încerc să nu-mi trădez muza. Pentru că eu știu ce înseamnă să o trădez. Chiar atunci când am mers la niște compromisuri, întotdeauna am fost pedepsită de zeul poeziei. Când am vrut să câștig un ban mai uh-huh. ușor, uh-huh. sau când am luat un avans, niciodată nu scriu luând banii. La comandă. Da. Nu, la comandă scriu, dar accept să fiu răsplătită abia după ce am oferit produsul și știu că a plăcut și se împacă cu mine. Dar dacă măcar accept o oarecare sumă, ca lumea vrea să se asigure că în termeni foarte scurți o să-i ofer, da. Și eu observ că nu muza pleacă, pentru că ea nu vrea ca eu să vând niciun milimetru din mine, niciun atom. Ca totul să fie bine meritat și dacă e să fiu răsplătită, să fiu răsplătită post factum. Și îmi place acest lucru. M-a disciplinat, viața mi-a dat câteva lecții, le-am învățat și nu sunt genul de om care să rămână repetent. Eu știu că viața este foarte scurtă, ea este acum și aici și nu am dreptul să irosesc timpul meu. Și nu am dreptul să-mi trădez drumul, calea, vocația și pe părinții mei care au investit atâta ca să fiu cea care sunt. Și dacă am ceva de dăruit lumii, cântăresc bine, dar nu țin pentru mine. O fac cu toată ființa. Dar atunci când scrii, răscolești în interiorul tău, răsucești un cuțit sau dimpotrivă te eliberezi? E un amestec. Pe de o parte, nu poți să scrii dacă nu smulgi din tine un smog de nervi mai mic sau mai mare. Pe de alta, smulgându-l, simți acea eliberare. E ca o naștere, uh-huh. o micro Așa? Naștere, dar e de fiecare dată. Și dacă nu ai acest sentiment, dacă nu ai această trăire după ce ai născut un text, înseamnă că nu este un text bun. Ăsta e și un criteriu care imediat îți arată dacă ai făcut. Dar mă întrebai despre ce scriu în această perioadă. Clar că scriu despre ceea ce mă doare. Și mi-e foarte greu să scriu texte la comandă sau texte pentru cântece care nu au nimic legătură. În comun cu realitatea. Aproape că nu am scris. Am rămas chiar aici, am rămas așa datoare multora care așteaptă și așteaptă, iar eu zic că nu pot. Nu pot să mă trădez și o să fiu falsă, iar voi vreți să fiu omul care vă pune cuvintele potrivite în gură.
și acum nu le simt. Vor fi niște texte grele, de aceea scriu ceea ce simt. Vreau să vorbim un pic despre scrisul ăsta la comandă, îi zici tu, că așa îi zis, dar până la urmă ești textieră pentru multe piese, o grămadă de interpreți care vin aici spun versurile aparțin Radmilei Popovici, inclusiv Cristina Tintilie, care tocmai a ieșit din studio. Cum e? Nu știu, mi se pare o chestie tare, tare curioasă, cel puțin. Vine interpretul... Îți spune că asta e tema, ăsta este subiectul și trebuie să știi câte ceva despre el ca să închegi în niște versuri care trebuie să fie și simple, pentru că trebuie să fie cântate, nu? Niște rime care pot fi reținute. Nu știu, poate greșesc. Cum e procesul ăsta? E într-adevăr o meserie, dar și fără o simțire aparte a muzicii. Și fără o artă de a pătrunde în sufletele oamenilor. Nu poți să fii un textier bun. Acest lucru se învață, într-adevăr se învață, exercițiul face pe maestru, dar trebuie să ai și această simțire născută. Pentru că atunci când vrei să pătrunzi în sufletul omului și scrii pentru sufletele oamenilor, ești și un tămăduitor de suflete, dar și un psiholog, dar și un strateg. Tu știi sau vrei să îți dai seama ce vor să audă oamenii într-un anumit moment sau într-un context, de la un cântec care este, de exemplu, liric sau de la un cântec rock sau de la un imn. Și da, nu e atât de simplu cum pare. Mulți spun că textele pentru cântece sunt niște poezii mediocre. Nu are nimic cu poezia. Poezia poate să te ajute să faci texte mai profunde. Atâta tot. Dar aici e o altă zonă și ea ține foarte, foarte mult de muzică și de simțirea muzicală și de cunoașterea genurilor și de cunoașterea sufletelor omenești. De aceea când vine un om necunoscut, eu încerc să-i citesc în ochi dorința de a... adică ceea ce vrea să spună el publicului. Îl întreb, îmi notez. Și spun să nu mai zică nimic, eu încerc să ghicesc deja de una singură, pentru că atunci e și el surprins, dar e și un test pentru mine, cât de bine am însușesc acest lucru. Și să știi că e tot mai simplu, pentru că ochii spun atâtea. Și dacă înveți să citești în ochii oamenilor, îți este mai ușor. Iar dacă le mai cunoști și povestea, atunci chiar o lucrezi, o trăiești cumva tu, dar nu îți permiți să fii 100% persoana care cântă, pentru că trebuie să ai și acea detașare a omului de creație, ca să nu te pierzi. E ca și în actorie. Faci rolul, ieși din scenă și redevii. Așa. Sau te reîntorci la tine. E interesant această muncă, această comunicare cu artiștii, dar e și extenuantă. De fiecare dată trebuie să te speli de un cântec pentru care ai scris. Pentru că acea melodie se învârte în mintea ta și te culci și ea lucrează cu tine în continuare și e foarte greu să scapi. Eu de multe ori zic, Doamne, știi cum când auzi o piesă și ea rămâne, aici, dar îți dai seama când lucrezi pentru o piesă, ea rămâne înzecit, iar tu trebuie să faci în aceeași zi 3 texte, de exemplu. Și atunci cum e să te rupi în atâtea și încă să mai scrii ceva și pentru tine și pentru publicul tău. Iar având în vedere, știu că despre partea financiară în general lumea nu prea alege să vorbească, însă totuși din munca asta ies bani cumva, nu că mai ușor, dar cu toții cunoaștem condiția poetului, a scriitorului în țara noastră, nu se câștigă bani. Nu s-a prea schimbat, dragă Anișoara. Da? Eu dacă aș lua banii pe care îi merit și care se câștigă într-o lume normală. În Occident, de exemplu, dar în aceeași Rusia, textierii care fac atâtea texte câștigă de sute de ori mai mult decât mine în acest spațiu, pentru că aici munca intelectuală nu a fost apreciată și nu continuă să nu fie apreciată, pentru că poate nici noi, cei care scriem, nu știm să ne ținem sau să ne prețuim. Și e trist. Un cântec se ține pe doi piloni. Melodie și text.
Dacă scoți textul și cânti doar la-la-la, ce mai rămâne din cântec? Așa, ca procent. Da. Și atunci gândește cât ar trebui să coste un text. Cel puțin jumătate din prețul... Bun, eu scot, dau la o parte orchestrație și altele. Da. Muzică, dar și muzică și text, versuri. Dar până la urmă, dacă e să... pentru că știu cât costă o piesă și să o spun pe șleau, un text costă a 10-a parte dintr-un cântec. Uneori se plătește mai mult pentru regizorul lui de sune decât textierului. Și atunci puteți să vă faceți concluzia cât de nedrept este în raport cu textierii. De aceea eu vin cu troleibuzul la emisiuni, că multe din fetele, mă rog, la petrecerile astea mai... mondaine. Mi se reproșează sau mi se mă ghiontesc fetele, unde ai parcat mașina? Adică eu nu am și nu mi-e rușine să zic că eu circul de rând cu toată lumea în transportul public, tocmai de aceea, pentru că pâinea mea este cea câștigată pe textele cântate. Din poezie îți dai seama că se câștigă foarte și mai puțin, adică eu îmi cumpăr cărțile și trebuie să merg cu ele la întâlnire cu cititorii și tot să mă ocup de vânzări. E un lucru care mă face să mă simt foarte tristă, ca să nu găsesc alte calificative. Pentru că ceea ce trebuie eu să fac e să scriu și altcineva să se ocupe de aspectele care nu țin de spirit, nu țin de munca aceasta aproape mistică, cum este poezia. Da, știi cum e. Ne-am născut unde ne-am născut, dar totul ne-ai spus la începutul acestui interviu, să privim și partea bună, să nu uităm de lucrurile bune din viața noastră, că altfel nu le prețim. Da, nu mă plâng. Eu prefer să spun lumii că foarte mulți mă întreabă și ca să nu fac de 1000 de ori acest lucru, iată, o spun într-o emisiune, fiind sinceră cu tine și cu publicul vostru. Da, și îți mulțumesc pentru asta, mulțumesc pentru această discuție, mult succes cu muza, vedeți. Cu pace, numai cu pace. Da, așa pe toate fie. Le vom face.